După eșecul suferit sâmbătă la Vâlcea, scor 23-25, antrenorul formației HC Zalău, Gheorghe Tadici, a acuzat echipele care investesc salarii colosale din bani publici și apoi se desființează rapid după ce acumulează datorii imense, dar și cluburile care plătesc jucătoarelor prin intermediul PFA-urilor. Fostul selecționer al României consideră că nicio echipă din Liga Națională nu va mai egala performanțele Olchimului și că, prin acest sistem, foarte multe jucătoare vor avea de suferit. Investiție făcută doar pentru campionatul României. Identitatea echipelor nu știu cum poate fi definită. Suntem țara cea mai bogată, cu economia cea mai bogată și atunci ne permitem să facem în fiecare an să apară câte o echipă din asta care să pluseze la salarii din astea. N-am nimic împotrivă dacă o dă din banii, dacă le dă din bani privați, dar din banii de la autorități, nu mi se pare absolut deloc normal să aduci jucătoare de peste mări și țări și să te bați în piept că faci performanță. Care performanță? Vorbeați de bugete. La mine, la echipă, toate jucătoarele sunt angajate, că pentru toate jucătoarele se plătesc taxe și impozite 76-78%, din acest buget care mi se acordă, că nu am nicio jucătoare angajată în altă parte, la diverse firme, și folosim banii în totalitate, doar banii de la autorități pentru activitatea sportivă. Fost antrenor în perioada de glorie a Olchimului, Gheorghe Tadici a cucerit pentru Vâlcea Cupa Cupelor și Supercupa Europei. Tehnicianul de la Zalău crede că Olchim ar fi luat Liga Campionilor în anul 2008, când a fost eliminat în grupele principale de Gheorghe și Lada. A fost o perioadă care eu spun că e greu să mai repete la nivelul vreunei echipe. Să dea Dumnezeu să se întâmple, adică să iei Cupa Cupelor, să iei și Supercupa aia Europei, care a fost cu niște echipe foarte, foarte bune, chiar dacă s-a disputat la Vâlcea. Era perioada cu super echipe și sigur că a fost o perioadă bună care rămâne nu numai în istoria clubului, ci și a handbalului feminin românesc. Eu zic că atunci, dacă treceam și nu făceam egalul ăla la Nuremberg, cred că luam cupa Liga Campionilor, însă unii atunci le era foarte frică că o luăm prea repede și că directorul general Roibuș rezolvă visul, ca să spun așa. Și atunci au apărut alte probleme și sigur că ceea ce spuneau și fetele care erau atunci la Gheorghe, Procop era, nu prea să facă o dublă cu Olchim. Ăsta este adevărul. Și atunci a preferat Vlada Toliati, dar atunci, într-adevăr, cu echipă 100% românească, ghilimele, la forma care o aveau și așa cum au fost unite, puteam să câștigăm atunci și Liga Campionilor din primul an. Întrebat dacă de la Vâlcea ar putea face pasul către echipa națională vreo jucătoare, Gheorghe Tadici a nominalizat-o pe Andreea Despi. Dacă pentru postul de pivot l-ar interesa Daria Ilina, pentru poartă Tadici a spus că nu-și dorește pe nimeni de la Vâlcea.